Am ajuns și la minunata mănăstire a părintelui Iustin Pârvu. O să ajungem, dacă părintele dorește, n-are cum să nu vrei, și la mănăstirea de maici, unde a ctitorit-o el, a ridicat-o. Dai că vă arăt în interiorul mănăstirii. E aici acum. Uitați pozii cu părintele Iustin Pârvu. Aici, când era el puțin mai tinerel, înainte de a muri, uitați aici niște... Ăsta e altarul de vară a mănăstirii Petru Vodă, de călugări. Hai să vă arăt biserica. Facem turul. Turul mănăstirii. Și după aia vă prezentăm și... Vă prezint și... mormântul. Întâi fac prezentarea și după aia vă arăt și după aia intrăm în chilie, în chilia părintelui Iustin. Uitați cât e de frumoasă biserica, mănăstirii pictată, dar văd că mi-a pus o fel de sticlă pe ea, ca să nu se coșcorovească, să nu se șteargă. Intrăm acum un pic, trecem... Hai să intrăm un pic și în chilia părintele Iustin, să vă arăt aici. Vedeți că aici, chilia părintele Iustin. Aici avem pangară. Aici e mormântul părintele Iustin.
Tată, cât e de frumos mamătul părintelui, este în pârvă. Dumnezeu să-l odihnească în pace. A zice, nu video audio. Și în momentul în care într-adevăr se pune problema ca în zilele noastre să trăim ultimele vremuri, să zicem început al apocalipsei, că nu e chiar sfârșitul acum. Dar vedeți, în momentul în care se pune problema să trăim niște experiențe, niște, să zicem, exerciții, pentru că, într-adevăr, Sfinții, cum și Părintele Iustin ne-a descoperit, ceea ce am trăit noi în pușcărie, veți trăi cu toții. Bineînțeles că nu am înțeles atunci când ne-a spus-o, poate acum 10 ani, poate mai bine de 10 ani. Dar, cumva, acum este tot mai clar. Pentru că, într-adevăr, în momentul în care Părintele Iustin spunea, măi, acolo, în temniță, cumva căuta cu orice chip să te rupă de Hristos. Nu-i interesea altceva. Să te rupă de legătura asta ființială cu Dumnezeu care este în tine, nu este în afară. De cele mai multe ori noi căutăm, avem o tendință să căutăm un Dumnezeu exterior. Ne îndreptăm privirea poate spre cer, spre icoană. Dar Dumnezeu este în inima omului. Bineînțeles că nu am ajuns să-L cunoaștem, să-L simțim realmente. Pentru că nu ne spovedim foarte des, pentru că nu ne spovedim cum ar trebui, să știți. Cumva, tot ceea ce mă deranjează la celălalt este o problemă la mine. Dacă aș fi cum ar trebui, nu m-ar deranja nimeni și nimic. Așa. Și aș iubi pe toți deopotrivă. Dar nu se întâmplă. Și mai spun la taina spovedanii, poate probleme de sănătate, probleme de orice altă natură. Dezamăgiri, dorințe, neputințe, orice frământare am, orice durere am la taina spovedanii, cu conștiința culoasă lui Dumnezeu. Este, vă rog, video. Mergem și la cimitir, vă arătăm. Nu, pe acolo te suie. Dar poți filma de aici. Nu, mai frumos e de jos. Una încoace, mai frumos e de jos. Ca aici vedea. Mergem frumos la cimitir și revenim de acolo. Mergem puțin pe la cimitirul mănăstirii Petru Vodă. Și după aia... Vă arăt puțin... cimitirul, v-am arătat și chilia. Vă arăt cât e de frumos peisajul pe aici. Numai că acum nu mai e apă, că e sete atât, da? Totuși e frumos. Și cu apă și fără apă, toată România e frumoasă. Aici trebuie să vedem, de câte știu eu, Părintele Dumitreasa. Nu am văzut Calciu Dumitreasa. Parcă, sau nu mă înșel eu, parcă așa știam. Da, mă, uite, mă, deci n-am vorbit prostie, am zis bine. Uitați, oameni buni. Uitați aici. Că s-a făcut un documentar cu Părintele Calciu Dumitreasa. Un documentar de prezentare. Împreună, a murit împreună cu soția lui, Adriana, o chema, pe nevasta lui. Dacă vreți documentarul, îl găsesc pe internet, nu mai știu cum se chema filmul. M-am uitat, l-am văzut, e un film
care îi vorbește despre el și o aduce un pic în istorie și pe părintele Iustin Pârvu. Dacă vreți să vă uitați la documentar, nu mai știu cum îi spunea la documentar. N-ați crezut film cu părintele documentar, părintele documentar cu părintele Calciu Dumitreasa. Și vedeți acolo, vă arată. Hai să vedem cine... Aici e un stil de a... De a să scrie. Ia să vedem aici cine a murit, că a murit cineva recent. Văd cruce nouă. Până să facă asta... Știți că părintele Iustin... Deci recent a murit. Matei. Deci un copil. Mi-a dat să le iert. Uite, m-a născut în 23-7-2020 în 2017-5-a. Nici nu a apucat să fac un an de zile. Deci vedeți ce tragic a fost pentru familia asta. Și-a dorit din tot sufletul să fie înmormântat în cimitirul mănăstirii Petru Vodă. Hai să vedem, că nu mai știu cine e poza asta. Stați să mă uit așa. Da, e o istorie bogată și cu cimitirul ăsta. Dar mai ales la părintele Calciu Dumitreasa, că el a fost dezgropat și în testament spunea clar că el nu vrea să va fi, el nu vrea să va fi, să fie dezgropat. Asta scrie în testament, că el a fost îngropat cu tot cu testament, dacă nu vorbesc prostii. Dacă nu, noi vorbim eu prostii. Eu vorbesc, când vorbesc bine, vorbesc bine, când vorbesc prostii, vorbesc prostii. Da. Nirvan zis, dacă vreți că este un documentar, am uitat cum îi spun la documentarul ăla, doar l-am văzut. Este un documentar foarte frumos. Dar nu știu dacă l-am mai găsit pe internet. Dacă uitați, scrie documentar cu părintele Calciu Dumitreasa. Și o să vă arăt, e un documentar făcut. Și între care povestește tot ce s-a întâmplat acolo. Tot. Uitați cât de frumos se vede de aici. Vedeți și voi cât e de frumos aici, zona asta. Greu de organizare, frumos aici, la cimitir, tot timpul. Frumoasă mănăstire, frumoasă zonă. Mi-aș dori să ajung și la aia de mai aici, să văd ce spune părintele. Dacă dorești, mai ajungem, dacă nu. Asta e, îmi pare rău. Eu am... cerut, dacă oameni, dacă domnul ghid acceptă, dacă nu, asta e. Ne vedem, dacă nu vedeți filmare de aici, înseamnă că am ajuns la Mănăstirea Neamț.